Îi vedem zilnic pe străzile orașului, dar ne ferim de ei sau îi ocolim pentru că nu miros frumos. Cu hainele ponosite, căutând un rest de mâncare prin coșurile de gunoi, alteori întinși direct pe trotuar. Sunt oameni fără adăpost, sunt cei pe care îi numim oameni ai străzii. Nu le cunoaștem poveștile de viață, nu știm de ce au ajuns pe stradă, dar nici nu ne interesează de ce sunt la marginea societății, a unei societăți prea grăbite pentru a le acorda din timpul ei, din prea plinul care pare că nu-i mai ajunge pentru a le oferi și lor cât de puțin. Pentru ei apa este un lux, iar o baie caldă rămâne adeseori doar un vis. Duș mobil, când vorbim despre duș mobil, este un semn de demnitate pentru omului. Pentru că mai multe ori noi dăm ceva mâncare, ceva haine, dar noi nu dăm demnitate. Și noi împreună cu comunitatea mea, și am părintele Batista, și părintele Antonio, și părintele Naden, împreună vorbind cu ei, am niște tineri care sunt aici la noi, vorbind, discutând cu ei ce facem pentru acest oameni de străzi, facem ceva. Vorbind cu ei, au ieșit o idee frumoasă și să facem un dus social pentru ei. Pentru că mai multe ori când mergem în străzi, vedem oameni de străzi, noi gândim că ei sunt murdari, nu? Miros plăcut și o discriminare. Dar cum putem rezolvăm? Cum putem abordăm aceste problemele? Și numai dând un pic de demnitate. Demnitate începe cu a fi curat. Un om curat și un om tuns bine. Și dacă un om a o haină curată, atunci el redobândește demnitatea lui. Proiectul dușului social pentru persoanele fără adăpost este derulat de mai bine de un an de Asociația Congregația Slujitorii Carității Opera Don Guanela, fiind un program finanțat din fondurile norvegiene. Noi aproape avem 110 persoane care sunt înscrise pentru acest duș mobil. Vine aproape 40 fiecare zi, vine aproape 40, pentru că aici nu este numai la orba de duș, aici este un tunț, un spațiu de tunț. Avem asistente medicale, sora Florentina care lucrează aici și în același timp avem un uscător și spălătorie avem, în care spălăm imediat, usuce hainele și iau pot înapoi acasă imediat. Și aici săptămâna de luni până vineri suntem aici, pe străzi. Practic, noi mărturisim iubirea lui Dumnezeu pe străzi. Mai mult noi aici luni, miercuri și vineri suntem aici la Plopii fără soț și marți și joi mergem la Piața Nicolina. Până acum domnul primar ne-a dat permisiune ca să staționăm mașine la Plopii fără soț și Piața Nicolina. Și Piața Nicolina avem aproape 40 oameni care au nevoie de ajutorul nostru și vine mai mult lumea. Dar primul rând, când noi am fost prima dată, ei nu vor, pentru că putem spune așa limba română, au certat cu apă și putem spune așa, dar mai multe ori noi aducem mâncare și dând mâncare, noi am câștigat încredere în ei. Așa câștigând încredere în ei, acum noi nu dăm mâncare, dar ei vine singur, fac duș și tundem, frizăm și în același timp noi un pic dăm demnitate pentru ei. Și rezultate putem spune, cum este rezultatele? Rezultatele putem spune pentru că a venit o doamnă, ne-a spus: părinte, am redobândit demnitatea mea. Mai multe ori oamenii spuneau că eu sunt miros. După făcând un duș, având haine curate, am simțit eu nu sunt discriminat de la de lumea. Și este o bucurie pentru noi. Noi suntem aici la cantină. Ni spală hainele, ne ajută cu mâncarea, cu hainele, spălatul, baia, veceul,
duș, mașina de spălat, asta, dulapul, medicamente, șampoane, sucuri ne dă, apa ne dă, asta, soape de schimburi. Maica Florentina, care face asistente medicale pe oamenii de străzi, la duș mobil, fiecare zi vine cu noi, ne ajută a ai cură de sănătate de persoane nevoiașe. Sora Florentina lucrează de 20 de ani la Căminul Sfântul Iosif, iar de 5 ani este și asistent medical pentru cei care locuiesc acolo sau care sunt în trecere. Beneficiarii noștri sunt oameni în vârstă, persoane în vârstă, avem 50 de vârstnici în momentul de față pe care îngrijim și acordăm suport spiritual, social, de toate, tot ce au ei nevoie, medical. Cu oamenii străzii, practic, avem contact de când s-a deschis casa, de când sunt surorile noastre, primele surori prezente în România. De atunci am avut contact cu ei. Veneau foarte des la noi să ceară hrană, să ceară îmbrăcăminte, să ceară cele trebuincioase. Iar pe parcurs am deschis cantina socială aici pentru ei. Deci din 2002, practic, este această cantină socială pentru ei. Și contactul ăsta este o legătură nu numai la nivel material, să oferim hrană caldă sau pentru că asta ei poate să găsească oriunde, poate hrană. Dar este acea legătură afectivă, adică noi încercăm să fim deschiși nevoilor lor, să-i ascultăm nevoile, să-i îndrumăm în funcție de posibilitățile noastre, luăm legătura cu alte persoane care să ne ajute să contribuim pentru a-i introduce cumva în societate, pentru a le găsi un loc de muncă sau pentru a-și căuta drepturile lor. În funcție de cât putem, ne apropiem. Și asta creează o legătură familiară, așa să spun, între noi. Adică, în afară de ce oferim noi, cred că cel mai mult primim. Eu personal primesc foarte mult de la ei și când Părintele Baptis m-a chemat să-l ajut, să colaborez cu el la proiectul lor cu dușul social, am fost foarte bucuroasă pentru că nu atât, pentru că ei vin la noi, nu au chiar mare nevoie de asistență medicală. Sunt și persoane care au nevoie pentru că majoritatea din ei nu au medic, nu au posibilitate, nu sunt asigurați, aproape toți sunt așa. Și patologii, au foarte multe patologii, adică fiind oameni ai străzii, noi știm foarte mult că ei se cufundă, se luptă cu alcoolul și clar că automat sunt probleme digestive și așa mai departe. Asta e situația, trebuie să știm să trăim. Fac și bai. Să termin. Treaba că fac și bai, mă și schimb. Mulțumesc lui Dumnezeu că am dat de societatea asta surori. Așa, care ne ajută. Ne dă haine, mâncare, bani, încălțat. Părintele Alfons Baptis Valagan a venit din India în urmă cu câțiva ani și chiar dacă nici nu știa unde este țara noastră pe hartă, a înțeles că poate ajuta oamenii oriunde în lume. Acum îi știe pe fiecare dintre beneficiarii dușului mobil, stă de vorbă cu ei, le împarte hrana caldă și se roagă pentru sănătatea lor. Eu sunt Părintele Alfons, fac din parte de la Congregație Opera Dongonella, slujitorii Cărității. Într-adevăr, eu n-am gândit, vin eu aici în România, pentru că când am făcut primul an de teologia, superiorii mi-a spus că mergeți la Germania și am învățat limba germană.
După hirotonia mea, superior mi-a spus, mergeți la România. Dar România, nici nu am auzit despre România, dar am uitat pe harte unde este la România. Dar într-adevăr, când înainte am o prejudecie despre românii, pentru că mă gândeam că ei sunt închiși în fața străinilor și nu sunt primitoare, așa m-am gândeam. Dar când am venit în România, total am greșit. Și m-am schimbat, într-adevăr. Și românii sunt foarte buni și sunt deschiși în fața străinilor mai mult. Și eu întotdeauna am fost respectat, acceptat și în același timp eu fac niște greșele. Pentru că vă spun sincer, eu nu vorbesc limba română foarte bine, pentru că i-am învățat limba română vorbind cu bunicii noștri aici la Cămin de Sfânt Iosif, vorbind cu ei, ascultând cu ei. Și ei au fost profesorii mei și deci eu sunt mulțumit de bunicii noștri care m-au învățat limba română. Care a fost primul cuvânt în limba română pe care l-ați învățat? Binecuvântat să fie în numele Domnului. Prezența mea și a părintelui și a echipei întregi cu ei, să-i ascultăm, să-i și ajutăm, dar să fim aproape 10 minute, un sfert de oră, un moment cu ei, este foarte important. Pentru că ei vin cu multe dureri. Încep să spună, mă doare capul, mă doare asta, tremur toată. Dar când începi să discuți cu ei și poate îi dai și un îmbrățișare sau pur și simplu ții numai de mână, deja le-au trecut durerile, până la urmă nu le mai doare nimic aproape. Superiorii m-au trimis ca să deschidem o casă pentru persoane nevoiașe, persoane fără adăpost. Și când noi am venit, am văzut mai mult oamenii care veneau la cantina noastră. M-am gândit, noi dăm mâncare și, cum se spune, haine, dar dăm ceva demnitate, ceva pentru ei. Și noi am apucat ca să facem o adăpost noapte lângă Plopii Fără Soț. Acum deja proiect există, dar acum așteptăm aprobare din partea autoritățile noastre din Iași și dacă odată noi am terminat și noi apucăm ca să construim o adăpost noapte pentru oamenii din străzi. El mereu spunea, fondatorul nostru, că dacă noi dăm cu o mână, de la Dumnezeu primim cu două mâini. Și, bine, asta personal am experimentat, pentru că eu dau foarte puțin lor, din timpul meu, din ajutorul meu, dar din puținul ăla primesc foarte mult, foarte mult. Mă încarc foarte mult, adică mă simt și eu utilă, valorizată, simt că am făcut ceva util, ceva bun. Vocația mea a slugi pentru persoane nevoiașe, cu iubire, cu dragoste. Atunci când am decis să deveni călugăr de slujitorii cărității, m-am gândit foarte mult, pentru că călugării gunelieni fac mai mult treabă pentru persoane nevoiașe. Și ei nu sunt persoane, fac numai slujbele, și în același timp activitate sociale, care este foarte importantă. Domnul Iisus Hristos ne spune că rugăciune și în același timp mergem în sprijinul persoane nevoiașe. Papa Francesc des spune, ieșiți afară, mergeți către persoane marginalizate, pentru că au nevoie de iubirea lui Dumnezeu. Și slujitorii cărității, noi călugării, noi vestim iubirea lui Dumnezeu pentru persoanele marginalizate. Dar Sfântul Alois Gonella sempre, mereu ne spunea că întotdeauna să fie iubire. Și părintele Batista a ales să continue operele caritabile așa cum a făcut toată viața. Și chiar dacă are 82 de ani, a lăsat Italia natală pentru a fi alături de vârstnici, de oamenii fără adăpost sau de cei care temporar au găsit refugiu în căminul Sfântul Iosif din Iași. Beh, io sono italiano. Sono sacerdote di Don Guanella da quando ho avuto 27 anni. Adesso ne ho quasi 82. Ho speso tutta la mia vita nella missione, questa era stata la mia vocazione. Prima in America Latina, dopo sono stato in Italia nel nostro consiglio e poi 17 anni nelle Filippine. Quando ho pensato che avevo finito nelle Filippine, ho detto ma io sono missionario. Voglio dare il mio tempo in un altro posto, più vicino all'Italia, e ho scelto la Romania.
L'idea che c'era prima e che abbiamo in Italia, un po' della Romania, era un po' di quelli zingari. Invece quando sono venuto ho trovato un popolo molto, molto aperto, molto con voglia di crescere e quindi mi sono trovato bene. Poi accolto anche nella comunità locale, il padre Battisti, dei seminaristi anche che conoscono l'italiano, mi hanno aiutato molto a inserirmi in questa realtà. Vârstnici, oameni ai străzii, bolnavi și, mai nou, refugiați din Ucraina. Noua experiență de la Căminul Sfântul Iosif a fost o provocare atât pentru preoții și surorile de acolo, cât și pentru voluntarii care au înțeles cât de important este și ajutorul lor. Din 3 martie, grupuri de mame cu copii, multe persoane cu dizabilități au găsit aici liniștea de care aveau nevoie. Мы приехали с города Николаева, так как там начались активные действия. И тут сейчас находятся в основном все люди, которые находятся на окраине города. То есть и там, где ведутся в основном бои. Ну, вот мы приехали, возле нас находилось там танков 10, может. И постоянно велись обстрелы и бои. Самолеты летали. Вот, выходишь там за продуктами, а тут самолеты обстреливают. И так вот погибло там буквально 10 человек только с первого самолета. Кто успел тут, то спрятался, кто не успел тут, погиб. Вот. И вот так как у нас 3 детей, и один из них инвалид, то есть появилась такая возможность уехать, ну как бы мы уехали, да и все. Simțeam așa că inima mi se sfârma așa, se îmbuia de milă că știind din ce situație vin și cum vin. Dar în același timp deveneam puternică în fața acestor persoane. Mă făceam puternică ca să pot să îi încurajez și să le ofer, într-adevăr, ca și limbă, limbaj, nu prea ne înțelegeam, dar cred că limbajul iubirii, a dragostei, nu? La fel mă reîntorc ca și cu oamenii noștri vulnerabili de pe străzi. Deci este această legătură de dragoste, cred că, care ne unește în acest moment împreună cu refugiații, împreună cu poporul și cu voluntarii noștri și cu... Nu contează acum nici de religie, nici de... categoria de persoană, cum suntem, că suntem preoți sau laici sau suntem împreună pentru a reveni în ajutor și ei sunt foarte, foarte mulțumiți și recunoscători pentru acest fapt. У меня 3 детей, старшая 15, она инвалид, с подгруппой А. Не сидит, не говорит, ничего не делает. Ну, просто уже ухаживаем за ней, чтобы было и комфортно, и хорошо. Ну, а мали дети, Веронике 4, Кристине 2. Ну, я работаю в порту, специальный порт Ольвия. Сейчас он уже Q-терминал с Ольвия. Да, вот. Ну, и работаю машинистом ДТМ. Ну, и плюс еще другие дополнительные заработки. То есть, то, что еще люблю и умею. То есть там устанавливаю заводы пилетные линии, то есть плюс обучаю операторскому делу людей, потому что являюсь оператором. И я езжу по Украине, помогаю людям, которые нуждаются в этом, потому что в специальном обучении сотрудников и всему такого проще. Для того, чтобы прокормить свою семью. Тут очень хорошо, хорошие люди, такого отношения, ну... Редко где встретишь, ну, даже у нас иногда, но, не знаю, тут просто весь мир объединился, чтобы была бы у кого-то такая проблема, украинцы бы так же самое сделали, приютили, накормили бы и все сделали, потому что война это не есть хорошо, потому что весь мир объединился против этих фашистского Путина. Thank you.
Poți mi-a făcut Natasha. Să vă arăt. Acum a venit la prânz pentru refugiați, acum merge voluntarii noștri și distribuim mâncare pentru persoane din Ucraina care sunt cu noi. Aici noi aproape 40 oameni care sunt din Ucraina. La prima dată când noi am văzut mai multă suferință în inimile ei. Și în ciuda suferinților, ei au o inimă mare care știe să mulțumească. Mereu ne mulțumește tot ce facem pentru ei. Și aici tot este deschis. Dar noi am văzut oamenii atât frumoase și sunt sincer cu ei. Noi aici nu am găsit nicio problemă cu ei, noi înțelegem foarte bine. Aici avem o masă pentru prietenii noștri din Ucraina și avem 40 persoane și avem zilnic avem masă pentru ei, mic dejun și prânz și la cină toți. E o experiență destul de dureroasă, dar și care dă putere în același timp. Te învață multe lucruri. Trebuie să ai răbdare, să te apropii de dânsii în vârful picioarelor, să ai multă delicatețe, să le asculți istoriile, doar de multe ori pur și simplu printr-o îmbrățișare, printr-o primire, a primi lacrimile lor, și a transmite pe cât se poate acele clipe care stau aici cu noi de liniște și pace. Mă spunea Dongoanela că oricine ne calcă pragul casei noastre trebuie să se simtă acasă. Nu reușim să le dăm exact tot ce au ei, ce vor, că au lăsat căldura căminului lor. Dar pe cât e posibil îi facem să se simtă acasă, în familie. Ea l-a făcut. Ea. Da, ea. Ah, e soar Maria. Da, ea l-a făcut, părinte. Da, da. Ce fain. After. Ba, ce fain. Ce fain. Era o fotografie. Una dintre refugiate care a venit, care avea cu ea pur și simplu o sacoșă, doar cu documentele ei. Și înainte de a pleca, a scos din sacoșa dintre documente o iconiță. O iconiță cu îngerul păzitor. Cred că este unul dintre lucrurile personale ale ei, la care ținea cel mai mult, unul dintre lucrurile cele mai dragi. Aparținea tatălui ei când a mers în război. I-a lăsat-o ca, și când s-a întors, i-a lăsat-o ca moștenire în război. Și era îngerul păzitor. Și a zis că noi am fost ca îngeri păzitori pentru dumnea ei. I-am răspuns, dar ține-o tu, pentru că este mai importantă pentru tine. Și a zis, nu, vă o las dumneavoastră. Tandai mahantuia vin pe rale, amin. Vinăgătele rând engal pidave. Mure naam achiga paduvadaga, mure rachyam varuga, mure sitam parlagathil seyapaduvathu pola pulavathilum seyapaduvadaga, engal anidhina unavai, engalukku alitharalum, engalukku theemai seidhavargalai naangal poruppathu pola, engal paavangalai poruthalum, engalai sonnail vidathiyum, theemaiyil engalai rachithalum, amen. Thandai magan tuyavin perale, amen. Thank you.